Salut, bună ziua, bună seara și bine v-am găsit. Eu sunt Miruna Ioani, de la Și Blondele Gândesc. Astăzi o avem alături de noi pe dr. Ana Enache, medic specialist neonatolog și consultant IBCLC. Vorbim despre criza hormonală la nou născut. Te salut, Ana! Salutare, salutare tuturor. Mulțumim. Și mulțumim că ai acceptat invitația noastră de astăzi. Suntem live pe pagina de Facebook Webinarile Social Moms și pe medicentrum.ro, care este o platformă de telemedicină care vă pune în legătură directă cu medicul de acasă de la voi. Mai vreau să vă anunț că orice întrebare aveți, scrieți în comentarii, indiferent pe care pagină, noi vedem toate comentariile și încercăm să răspundem la cât mai multe întrebări. Bineînțeles, nu o să putem acum să citim analize, cred, aici Da, în nu, 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 nu facem chiar așa medicină. Trebuie Exact. un pic mai aprofundat. Asta. Orice chestii generale aveți de întrebat, dacă aveți prietene care urmează să nască și care sunt direct interesate de discuția noastră, dați-le un tag, o să aprecieze că pot să stea de vorbă practic cu un medic neonatolog. Vă reamintesc pentru cei care au deschis Facebook-ul mai târziu, suntem live cu dr. Ana Enache, medic neonatolog. Vorbim despre criza hormonală a nou-născutului. Hai să ne spui un pic ce înseamnă criza asta hormonală a nou-născutului. Criza hormonală sau criza genitală sau modificările endocrinologice ale nou-născutului sunt, de fapt, niște modificări care au loc pentru că se transferă niște hormoni, în principiu estrogenul, de la mamă la copil în viața intrauterină, prin cordonul ombilical și rămân acei hormoni, estrogenul acela, în principiu, rămâne în sângele copilului mai mult timp. Și apare în general ziua 3-6 după naștere și poate să persiste câteva săptămâni, uneori chiar și 1-2 luni. Și cum se manifestă? Păi, și la fetițe și la băieți avem intumescență mai mare, deci mamară. Pur și simplu, glandele mamare se măresc în volum, poate să aibă chiar 3-4 cm. La fetițe putem să avem o mică menstruație, putem să avem leucoree, o secreție albicioasă. Mica menstruație sau poate e de fapt o secreție un pic rozată sau chiar roșie, da? Apar pete pe scutec, da? Iar la și mărirea vulvei, da? Se hipertrofiază un pic vulva, da? Sunt un pic mărite vulvele. Iar la băieței poate să apară scrotul mărit de volum, testiculii măriți și chiar organul genital un pic mărit. Poate să mai fie la nivelul feței milium, acele puncte albe pe năsuc, da? Asta și la fetițe și la băieței. Și Acum, obligat. Da, scuze. zi tu. Asta vreau să zic, cred că ți-am intuit întrebarea. Nu, nu poate să apară, poate să apară cam la 40% din copii, nu toată lumea are, de-aia unele mame știu ce este, altele habar nu au, deși au poate mai mulți copii. Noi am pățit așa la primul născut, am programat ședința aceea foto de nou-născut Da. la nu mai știu cât, cred că o săptămână și un pic după ieșirea din spital. Cam la vârf atunci. Exact, era și am zis, vai de mine, cum ne facem? S-a umplut copilul de coșuri, să așteptăm până la majorat, nu, nu. Și am anulat ședința respectivă și am reprogramat-o, am ajuns cu el fix în mijlocul colicilor, că am dat dintr-una într-alta, de a fost mai bine lăsam copilul așa, da. Ce să facem? Este ceva ce putem face ca să scurtăm perioada aceasta de criză hormonală? În afară de o îngrijire atentă, nu, nu putem să facem nimic, nici nu putem să o prevenim, da? Lucrul acesta se întâmplă în viața intrauterină, nu putem să prevenim acest lucru, aceste modificări. Putem să îngrijim, în schimb, bebelușul bine, să-i facem o igienă riguroasă,
Riguroasă, dar nu prea chiar așa riguroasă. Deci asta cu riguroasă este cu duș întors. Eu sunt așa adepta de mijloc. Domne, nici prea prea, nici prea prea. Adică, în primul rând, la fetiță este vorba de toaleta genitală, unde toată lumea este foarte speriată. Da? Ce facem cu fetițele? Îi ștergem secreția sau nu o ștergem? Da, ștergem surplusul, ștergem de obicei acolo în zona aceea, ajung de toate. Nu lăsăm, de exemplu, scaunul copilului să stea acolo, pentru că nu umblăm. Dar nu luăm exagerat, nu încercăm să curățăm exagerat zona dintre vulve, da? Nu ce încercăm este? Să îndepărtăm toată secreția aceea albicioasă, da? Că există între vulva mare și cea mică, asta există o secreție albicioasă, mai lipicioasă așa acolo. Care nu încercăm să o luăm cu tot din adinsul, dar curățăm bine locul, da? Cât se poate. Nu, eu nu vreau să facă părinții abuz de produse cosmetice, de exemplu, cu apă, cu o compresă sterilă cât se poate, da? Cu un tifon curat și e de ajuns, da? La intumescența mamară, adică la sâni, noi stoarcem. Deci e... Da, lumea face chestia asta. Deci există la fetiță, dacă chiar vrei să faci chestia asta, chiar o secreție de colostru aproape, da? Deci sunt fetițe care au secreție mamară, da? Și atunci poate să iasă o picătură singură fără să exprime nimeni, dar mama, dacă vede că iese ceva, încearcă, știi? Ca la orice femeie care vede un coș. Hai să vedem ce iese. Da, nu stoarcem, pentru că se pot inflama glandele mamare, de la furuncule poate să ajungă la mastită, da? Poate să facă fetițele mastită și fetițele și băieții. Poate să facă mastită, da? Și atunci nu umblăm. Pur și simplu, dacă sunt niște glande mai mari, chiar mărite în volum și ajung să fie roșii, atunci încercăm să punem niște comprese cu Rivanol mai reci. Da, și să nu, pur și simplu, să nu le deranjăm. Da? Ana, te întrerup un pic ca să salut lumea care se uită la noi. Mădă, Ioana Răbușanu, Adriana Matei, Cristina Buțo, Ioana Maria Georgiana, Georgiana Medisanu, mulțumesc pentru taguri. Ana Maria Dumitru și Ioana Luc, vă salut pe toate și hai să mai facem așa pauze din discuția noastră, să luăm câte o întrebare, continuăm și tot așa mergem. Tu vezi comentariile, da? Eu nu le văd. Ai în dreapta o secțiune comments, dacă dai, ai private chat și comments și acolo le vezi, dar le afișăm pe ecran. Okay, gata. Hai să vedem. Mă dă Ioana Răbușanu, zice așa, fetița mea are 8 luni, la un consult de rutină la pediatru ni s-a spus care sunt imăriți. Ea nu a avut alte semne, ni s-a spus ca după un an să mergem la endocrinolog pentru investigații mai amănunțite. Cred că la 8 luni a depășit un pic, nu? Este vorba de criza hormonală a nou-născutului. E vorba de nou-născut aici. Nu, aici este clar, nu știu ce greutate are fetița respectivă, că poate să fie și un copil mai supraponderal și atunci să fie pur și simplu grăsime și atât. Dacă se simte glandă, atunci, da, trebuie căutat un endocrinolog. Ok. Adriana Matei întreabă, ne puteți spune cum scăpăm de acnea bebelușului la o lună? Cred că ai răspuns parțial la întrebarea asta. O lăsăm în pace, cel mult cu apă termală. Nu aplicăm ulei. Bun. Nu aplicăm ulei, da? Acnea bebelușului se mai înrăutățește când stă copilul la sân, poate că se stă pe mamă și mai transpiră, sau când stă pe pieptul mamei, sau pe vreun material care poate e mai aspru, da? Și se, odată ce bebelușul îi speli cu apă de sau îi dai cu apă termală, se mai atenuează și cu răbdare multă. Trebuie să curățăm cu ceva special, cu vreun săpun sau? Nu, eu nu sunt adepta produselor cosmetice și mai ales pe față. Trebuie mare grijă ca și noi femeile care avem grijă ce punem pe tenul nostru și cu copiii noștri trebuie să avem mare grijă. Nu, de aia zic apă,
apă simplă sau apă termală ziua de câte ori se poate, dacă este, de exemplu, vară, cu atât mai mult e nevoie de o răcorire. Îmi place, exact, cred că e o Da. senzație foarte plăcută cu... Da, se dă cu apă termală și după care se tapotează la 5 minute, da? Ca și la noi, da? Apa termală nu se lasă așa. La 5-10 minute o curățăm un pic, o tapotăm cu ceva. Ok, acneea asta a bebelușului o să lase urme pe fața copilului? Dacă nu se infectează, da? Că, de fapt, nicio acnee nu lasă urme dacă nu se infectează. Da? Se suprainfectează cu o bacterie. Dacă noi ne apucăm să stoarcem coșurile sau să punem mâna nespălată sau nu toaletăm, nu spălăm fața copilului de frică, eu știu, sau așa, atunci da, se poate suprainfecta și atunci orice suprainfecție nu avem cum să garantăm că nu o să lase vreo urmă. Cam când ar trebui să mergem la medic cu acnea asta bebelușului, care e ceva fiziologic, e ceva normal? Păi, acum am văzut și acnea bebelușului foarte urâtă, care părea că e de dus la medic, dar până la urmă s-a rezolvat. Deci, acnea bebelușului durează mai mult, vreo lună jumate, poate să dureze și două. Acum, pustule foarte mari și foarte aglomerate, care tind să conflueze, deja încerci să te duci la un medic să vezi dacă nu este și un stafilococ pe acolo. Da? Adică trebuie văzută asta. Da? Eu nu recomand la toată lumea, domne, sunt pustule, clar, dăm ceva pentru stafilococ. Nu, eu sunt destul de reticentă cu antibioticele, încercăm foarte mult cu multe băițe, cu astea, dacă nu se ameliorează în 2-3 zile după o igienă bună, atunci ne gândim poate și la o suprainfecție. Recomand ceva ceaiuri sau doar apă termală? Poate să fie și un ceai de mușețel, că este un pic antiseptic. Dar mare grijă cu ceaiurile vara, că nu rezistă atât de mult. Adică dacă iarna poți să ții 12 ore un ceai, că nu se acrește, da? Vara mai Ok. puțin, da? Da, ok, am înțeles. Oricum, cred că asta este un pic greu, că așa eu am fiind trecută prin asta și te aștepți la bebeluș să aibă pielea aia de Pielea bebeluș de bebeluș, da. perfectă și dintr-o dată când vezi o erupție din asta de coșuri, cred că e normal să se sperie orice Este și mamă. se poate întâmpla să se asocieze cu dermatita seboreică a scalpului, cu cojițele acelea pe cap și uneori au și pustule la nivelul scalpului. Și deja cu dermatita seboreică este o mare grozăvie. Și cu Tot asta ce așa. credem, lăsăm să treacă? Da, nu ne apucăm să rezolvăm dermatita seboreică cât are. Nu ne apucăm în niciun caz să pieptănăm atunci. Știți că sunt pieptenele acelea speciale. În niciun caz nu ne apucăm atunci să dăm cu pieptenul, că nu facem decât să spargem pustulele și să le suprainfectăm. Pieptenul acela, sigur, ne dezinfecta după fiecare utilizare. Deci nu. Igiena, asta este spălatul. Spălatul des. Și dacă este vară, cu atât mai mult. Mă întreabă lumea, trebuie zilnic spălat copilul pe cap? Nu, eu nu sunt adepta zilnic pe cap, dar dacă ai pustule la nivelul scalpului are copilul, atunci trebuie spălat, da? Eu recomand să Dar fie dacă are spălat. doar cojițe, ca o Cojițele acelea băneacă bebelușă. sunt produse cosmetice care sunt special adresate dermatitei seboreice a scalpului a nou-născutului, da? Și se mai pot face cu uleiuri blânde, se poate face masajul scalpului, să stea, nu știu, 30 de minute cât se poate. Iarna poate nu se poate sta așa mult cu un ulei pe scalp pentru că se răcește scalpul. Și după aceea spălat și abia după aceea îndepărtate cojițele care se desprind. Eu nu să frecăm cu pieptănul. Am înțeles. Deci, uite, Simina Texi, cred că ești atentă, că tocmai a discutat Ana despre dermatita seboreică.
Adică voiam să întreb că multe truse de bebeluși pe care le primești cadou, mai ales imediat înainte de naștere sau după naștere, conțin acea periuță sau perie de Da, păr cu niște perii mai moi, alea să le aruncăm la gunoi, să înțeleg, să nu le folosim. perie aia mai mai oricum nu poate să iasă cojițele de pescat. Nu, Da. sunt anumite pieteni ăștia care sunt mai duri. Ah, n-am știut Da. asta. Da, Am da. înțeles. Care efectiv mă gândesc că jupoaie pielea, de fapt, asta fac. Și de aia n-ar trebui Da, folosit. îți ia cojițele cu păr cu tot. Dacă are păr în partea Am aceea. înțeles. Eu te văd un pic întrerupt, Ana, eu Miruna. dacă pun vreo întrebare, o prostie să spui. Da, eu îți Nu, spun, la dar. mine e ok. Da. Ziceam că dacă vorbesc vreo prostie, să-mi spui. Da. E ok acum? Eu, la mine merge bine, poate ne spuneți publicul dacă ne auziți întrerupt. Eu. Ana Maria Dumitru, o să vorbim și despre decalotare, să luăm întâi următoarele întrebări și ajungem și acolo, că e un subiect foarte bun. Oana Luc întreba ceva care nu are legătură cu noi. De o lună are mucișor, bebe de 3 luni, îl aspiră, aerosol, a avut o săptămână de amoxicilină, dar degeaba. Nu știu dacă poate Ana să-ți dea un sfat. Nu, trebuie să-l vadă un medic, să-l asculte pulmonar, să-i vadă un faringe, deci nu. Asta nu se poate pune un diagnostic acum. Vă dați seama că trebuie să vă pun eu niște întrebări la care noastră poate nu v-ați gândit și nu putem să monopolizăm discuția. Da, cred că mama era un pic îngrijorată și își dorea o asigurare că lucrurile sunt bine, dar nu poți să-ți dai cu părerea, bineînțeles. Nu, 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 Ana. nu, pentru că poți face gafe mari. Da, corect. Da? Ana Cal zice așa: fetița mea are 3 luni, iar la sân se simt ca niște noduli sub sfârcuri. Este normal, câte unul la fiecare sân. Acum, o glandă mamară minimă poate să fie, da? Dacă este un mic nodul. Să ceară părerea unui. Probabil că a avut mai mari sânii când a fost criza hormonală, a avut criza hormonală și a avut glandele mărite, glandele mamare mărite. Nu știu, dacă mai ești cu noi, poate ne poți răspunde. Ana Canja. Ci că se întrerupe de la mine. Eu nu aud pe nimeni întrerupt. Poate că e întrerupt, se aude saccadat. Eu nu știu ce să fac, să Acum mă. ești bine, acum ești bine. Acum sunt bine. Așa, da, toată lumea zice. Îmi cer scuze, nu am făcut nimic deosebit. Hai să vedem mai departe. Stai că m-am încurcat în. Da, uite, l-au văzut mulți medici, pulmonar e bine, dar nu scăpăm de guturai. Simina Texi ne mulțumește de răspuns. Hai să vedem. Uite, întreabă cineva de ser fiziologic atunci când un ochi are secreție galbenă. Ioana Izabela Marinoiu. Păi da, cu asta începem întotdeauna. Cu ser fiziologic, îl ștergem din colțul exterior spre colțul interior și mare atenție la masajul canalului lacrimal, că e posibil să se tot refacă această secreție, pentru că atunci când are poate loc o inflamație a conjunctivei, din alte motive, se inflamează și mucoasa canalului lacrimal și acesta se mai înfundă și după aia se tot întreține secreția ochiului. Și atunci poate a trecut episodul acut de conjunctivită și se poate întreține pentru că canalul este încă blocat. Și atunci se face masajul canalului lacrimal odată cu tratamentul conjunctivitei. Dacă persistă secreția gălbui, atunci se pune problema poate de niște picături oftalmice, poate chiar cu antibiotic. Dar cum se face masajul ăsta? Se face o presiune aici și este ușor în jos, da? Deci se face o presiune aici,
în unghiu și după aceea ușor în jos, spre nas. Și mai sunt foarte bune masajul circular în jurul ochilor, în ambele sensuri. Da? Asta e un masaj care ați putea să-l faceți copilului, oarecum introdus în masajul zilnic al bebelușului. Există multe masaje faciale pentru bebeluși, care și mămicilor le-ar plăcea. Da, exact, asta vreau să zic. Ne băgăm pe subiectul ăsta de calotare, Ana? Avem o întrebare de la Ana Maria Dumitru. Ce riscuri sunt dacă nu s-a reușit decalotarea completă? Aici știu că este o întreagă discuție. Eu am doi băieți și sunt oarecum în temă. Băiatul, Ana, despre care zice Ana Maria Dumitru, băiatul ei are 10 ani și s-a decalotat natural doar pe o porțiune. În principiu, la vârsta asta nu prea mai are ce decât să se adune secreție pe partea nedecalotată și atunci să facă o balanită la un moment dat, și atunci dacă este să facă balanită, se impune poate o decalotare. Dar cu cât o să se maturizeze și o să înceapă furia hormonală a adolescenței, o să se mai dezvolte glandul și atunci e posibil să se decaloteze complet la adolescență. Recomanzi la bebeluș, la nou-născut, decalotarea la băieți? Nu, decalotăm numai cât se decalotează, cât se poate da în jos pielea aceea, prepuțul, ca să curățăm vârful, da? Că se poate aduna secreția acolo. Deci nu forțăm de nicio culoare. Dacă forțăm, se frac microfisuri care pot face microfisurile și orice leziune în corpul nostru produce țesut fibros. Țesutul fibros nu mai este elastic și atunci facem noi fimoză. Da, dacă aia era o fimoză fiziologică, noi o să facem o fimoză patologică. Da. Deci nu, eu nu recomand și niciun caz decalotarea aceea brutală. Am și eu băiat și nu zipui. Da, da, da. Să străiască. Să străiască băiatul. Dar cred că oamenii, cumva discuția este foarte delicată pentru că este în jurul unui organ delicat, penisul. Dacă ar fi fost o discuție despre, nu știu, ficat, stomac sau deget, picior, ar fi fost mult mai la îndemână. Și pentru că e așa ceva atât de important unde mamele nu vor să greșească. Și da, există și cazuri care trebuie decalotate, care există fimoze care sunt atât de strânse încât bebe când face pipi se umflă prepuțul întâi și abia după aceea este un jet foarte subțire. Acele cazuri trebuie să consulte un chirurg, da? Deci există și cazuri care trebuie să ajungă la un chirurg, da? Dar până la un an nu se pune problema, decât dacă există probleme până într-un an, da? O infecție urinară atunci, dacă un băiețel are infecție urinară până într-un an, mai multe tot așa, trebuie să-l vadă un chirurg. Deci astea sunt și cazuri care au necesită o evaluare chirurgicală, dar majoritatea nu. Da, într-adevăr. Și acum cred că foarte puțini medici mai recomandă totuși sau mai fac decalotare. Nu știu, da, mă rog. Uite, Ana Maria Dumitru zice mulțumesc, că a avut deja o poluție nocturnă și pare că începe să se dezlipească de la sine. Curățăm bine zona și lăsăm natura să-și urmeze cursul. Super. Ce complicații există? Hai să revenim la criza hormonală la nou-născut. Există posibile complicații? Păi, poate să apară, de exemplu, la sânii copiilor, poate să apară furuncule, da? Poate să apară mastita, așa. Poate să apară o infecție a secreției genitale la fetițe mai ales, da? Dacă zona aceea nu este toaletată cum trebuie, se poate suprainfecta bacterian dacă începe să aibă o culoare diferită sau un miros diferit. În mod normal, zona genitală a unei fetițe n-ar trebui să miroasă. Am înțeles, bun. Da, și atunci dacă apare un miros diferit, dacă apare o culoare diferită a secreției genitale, atunci da, ne putem gândi că s-a întâmplat o suprainfecție și atunci e de consultat un medic.
Da. Și spuneai ceva de o mastită. Da, se poate face mastită. La mastita aceea, trimitem la chirurg. Acum am vorbit cu un chirurg, chiar astăzi am vrut să aflu părerea doamnei doctor. Ei nu fac incizii de fel. În general, a zis că se elimină singur puroiul, că e vorba de un puroi și că reușește să se elimine singur. Compresele reci cu Rivanol, un antibiotic, mă rog, antiinflamator, nu putem să dăm la vârsta aceasta decât un paracetamol care are un efect slab antiinflamator. Da? Cam asta este tratamentul. Deci, oricum, să nu ne panicăm. Poate să aibă această criză a sânilor sau, mă rog, inflamarea sânilor și un băiat? Da. Păi, sânii avem și noi și Păi, nu. băieței, da. Da, și la ei se poate întâmpla. Ok, ca să știm să nu ne speriem. Și cam cât poate dura această criză hormonală? Asta zic că poate dura cam până pe la 2 luni chiar. Destul de multicel. Adică Da. majoritatea cazurilor, cam la o săptămână este vârful și pe la 2 săptămâni așa ar trebui să nu mai fie. La majoritatea e la acne, în schimb apare în jur de o lună, cam așa. Și poate să dureze pe la 2 luni jumate, 3. Am văzut cazuri de acne atât de grave care sunt tratate cu cortizon. Eu sunt un pic sceptică, dar poate că într-adevăr există și cazuri atât de grave care necesită cortizon. Eu nu am tratat cu cortizon, am reușit să trecem peste lucrurile astea cu pacienții mei fără. Da, și eu Dar cred se practică acest lucru. dacă se poate, da, pentru că un cortizon cred că dă rezultate foarte rapide și toată Foarte lumea. rapide, da. Cât îl Da. aplici, e bine. Când nu-l mai aplici, revine. Exact. Părintele e foarte fericit că o simți că a făcut ceva și vai ce doctor bun. Da. Hai să răspundem la o întrebare de la Dumitrița Popovici. De ce nu se taie unghiile la bebe până nu are o lună? Ba, se taie. Se taie. De la început se taie unghiile. Pentru că și le bagă în ochi, peste tot, își zgârie toată fața, iar eu nu recomand mânușile. Pentru că copiii cu mânuțele lor își descoperă lumea. Ei trebuie să le bage în guriță și să și le simte, să și le descopere până la 2-3 luni. Și Mă se bucur taie că ai unghiile. zis asta. Eu aș interzice prin lege mânușile pentru nou-născuți, mi se par așa. Da, mă rog, se pot tăia unghiile și la nou-născuți, Dumitrița, fără nicio Există, probleme. eu personal prefer forfecuța un pic curbă, cea care are vârful bond, dar un pic curbă, nu dreaptă. Nu cleștișorul, că cleștișorul, dacă ai apucat carne și ai făcut tac, s-a dus. Cu forfecuța, dacă ai prins un pic de carne, te poți opri. Și se întâmplă. Da, eu am Deschi făcut eu. asta prima dată când am ajuns acasă, primul lucru din maternitate cu primul băiețel, bărbatul meu care este și întâmplător chirurg, a zis, lasă-mă pe mine cu talentele mele de chirurg și bineînțeles că i-a tăiat pielicica și a dat sângele copilului și m-am supărat și am zis, lasă-mă cu toate talentele tale, dă mie și am tăiat unghiile. Da. Da. Ana Maria Barta, vorbim și despre chestia asta cu buricul. Uite, și Alina Frățilă întreabă în cât timp cade buricul? Se aplică vreo soluție până la căderea buricului? Buricul. Buricul. Bontul umbilical, că buricul ne rămâne. Bontul umbilical, de obicei, îl uscăm bine. Avem niște bacterii bune, Dumnezeu ne-a înzestrat cu multe lucruri bune, inclusiv niște bacterii bune care au grijă să usuce buricul ăla, să-l facă să cadă. Eu nu sunt fanul tuturor soluțiilor alcoolice, betadin, tot felul de pudre cu antibiotic. Prefer un buric la aer care să se usuce natural și să cadă natural. Super. Buricul poate să cadă la 2-3 zile, poate să stea 2-3 săptămâni până Deci cade. Depinde cât a fost de nu ne gros. Dar este gelatina Wharton acolo, în jurul vaselor de sânge,
Dacă este un copil, de exemplu, mai prematur, care are multă gelatină Barton, o să-i pice mai greu bontul umbilical. Avem voie să-i facem baie înainte de a cădea bontul? Da, avem grijă să nu udăm excesiv zona, dar sau și uscăm după aceea bine, dar putem să facem baie normal. Dacă cade în 3 săptămâni, ce facem? Mai spălăm copilul? Îi facem complicații ale crizei genitale. Aoleo, da. La asta nu m-am gândit. Eu nu mai știu cât am, cât. Cred că am spălat copilul după 5 zile, ceva, o Dacă săptămână. n-a pățit nimic și este mare, foarte bine. Este Nu. mare, n-am pățit nimic, nu am avut criza asta genitală, dar și, da, mă rog, și oricum l-am spălat numai cu apă, fără nimic, produse cosmetice, nu știu, cred că 3 luni, nici la fund îl spălam doar cu apă. Da, uite, ne-a recomandat Spirit să tamponăm și m-a întrebat cineva ce facem cu buricul ieșit afară. Buricul ieșit afară. Majoritatea copiilor au o dehiscență abdominală. Mușchii abdominali nu sunt foarte bine apropiați și ei nu, și nu sunt dezvoltați atât de bine. Și atunci majoritatea au câte o herniuță. Poate să fie o hernie mică sau o hernie un pic mai mare. Până la 3 ani, dacă nu există probleme, nu se umblă la o hernie ombilicală. Nu mai punem bănuți, nu mai punem plasturii aceia special de ombilic, dacă este o hernie foarte mare, este să de văzut la un chirurg. Dacă se învinețește, se înroșește, copilul plânge foarte tare, atunci e de mers la chirurg. Ok. Problema este, cred, cu buricul ăsta că atunci, de obicei copiii intră în perioada de colici, când plânge foarte tare copilul, iese buricul și mai tare Da. și se sperie mamele că... Dacă nu se înroșește, nu se învinețește, îl lăsăm în pace. Majoritatea, deja după 1-2 ani, începe să se mai reducă hernia, da? Se mai strânge inelul acolo și nu mai este așa de Proeminentă hernie. proeminent, da. Ok. Tot Dumitrița Popovici întreabă ce recomandați pentru colici? Colicile sunt de multe feluri și depinde și de copil. Există multe produse pentru colici, și sunt pe bază de mai multe lucruri. Da? Există produse care sparg bulele de gaze și le fac în bule mai mici, ca să poată să dea gazele mai ușor afară. Există produse care, de exemplu, supliment de lactază, copiii care poate au un tub digestiv un pic mai puțin dezvoltat sau mame care au lapte cu mai multă lactoză și acele produse aduc un supliment de lactază ca să poată să digere toată lactoza din burta bebelușilor. Există probiotice care îmbunătățesc flora intestinală, există anumite produse cu diverse ceaiuri de mușețele, diverse plante. Acum, pentru fiecare copil, deși produsele astea sunt cunoscute și paracunoscute, pentru fiecare merge altceva. Deci nu pot să vă zic că la noastră o să meargă asta. Trebuie văzut și cum mănâncă copilul, dacă mănâncă la sân sau la biberon, dacă înghite aer, dacă... Și mai este și toleranța la durere care este diferită. Da? Pentru... Poate cineva la o colică abdominală, cum să zic, reacționează într-un fel, iar altă persoană reacționează total altfel. Deci pragul de durere la fiecare persoană este diferit și la bebeluș e la fel. Da, înțeleg. Oricum, eu știu că doctorul Jack Newman, pe care îl cunoaștem ca drept guru alăptării, spune că nu există colici și că dacă bebelușul suferă de așa ceva, ar trebui verificată atașarea la sân și că dacă atașarea asta e corectă și bebelușul nu înghite aer, nu va avea colici. Din practica noastră însă de mame, știm că doctorul Jack Newman este bărbat și cred că există colici și cu atașare bună la sân. Mă rog, la biberon nu mai vorbesc că nu mă pricep, dar cred că ar merge încercat întâi purtat într-un sistem, nu? La sân se, deci dacă, mă rog, acum depinde, că sunt unele mame care nu pot alăpta și atunci nu poți să le zici, domne, pune-l la sân că se liniștește la sân. Într-adevăr, la sân se liniștesc foarte, foarte repede, dar nu poți să recomanzi asta tuturor, pentru că o mamă care nu poate alăpta o să se simtă frustrată.
Clar. Da, copilul în brațe, cât mai mult, burtă pe burtă, există și metodele termice, da, îți încălzești palmele și le pui pe burtica bebelușului. O băiță relaxantă seara, ajută și asta, dacă dau din picioare cu apă un pic mai multă, să dea din piciorușe, să poată să dea gazele mai repede afară. Piele pe piele, burtică pe burtică. Astea sunt foarte la îndemână pentru Da, oricine. super, astea sunt niște super tehnici pe care le poți încerca și exact cum ai zis, să vezi ce îi place copilului tău cel mai mult. Și din ce am văzut eu, foarte multe mame se plâng că ce, că nu mă las să se liniștește. Aia e soluția. Ține-l la sân. Bine, dacă Da. alăptezi, bineînțeles. Dacă nu alăptezi, nu, atunci vorbim despre altceva. Anca Vezeanu ne întreabă, alimentația mamei din timpul sarcinii are legătură cu acneea nou-născutului? Ok. Sunt hormoni. Mă rog, acum, dacă am hormonii estrogeni, care sunt hormoni de sarcină, oricum trec. Acum depinde și ce încercăm să noi, pentru noi, încercăm să evităm alimentele așa zise hormonate. Acum nici nu știm care este de fapt adevărul și nici nu vreau să fac eu teoria conspirației aici. În principiu, cu cât mănânci mai sănătos și mai curat, cu atât e mai bine pentru toată lumea. Da. Dar știu că ai zis mai devreme că nu poți preveni această criză Nu, hormonală. nu, 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 pentru că estrogenul este un hormon care crește în sarcini și atunci clar se găsește și în sângele bebelușului. Ok. Ioana Laura zice, bebelușa mea de 7 săptămâni, să trăiască, Ioana, a început de 3 zile să aibă scaun galben verzui. Credeți că este vorba de APLV? De menționat că în afară de cașcaval și uneori iaurt, nu am consumat lactate. De obicei, culoarea nu înseamnă neapărat alergie. Culoarea galben-verzui mie îmi sugerează multă lactoză, că mănâncă mult lapte de început. Laptele acela a fost cu multă lactoză. Dar e de discutat, e de văzut. Adică ar trebui să încerce să o țină mai mult la un sân, Să o nu? țină mai mult la un sân, să apuce să mănânce și laptele acela gras, să încerce să maseze sânul un pic înainte de alăptare, să amestece laptele, zicem noi așa. Da? E posibil să aibă o producție mai mare, să nu se fi reglat sau acum să se regleze și să fie niște lapte mai mult, sau copilul să nu mai aibă răbdare să înceapă să uite pe pereți, să sugă de așa, un pic, un pic, un pic. Am înțeles. Stai să vedem. Maridinu, ce vrei să vorbim despre vomitatul în jet? Pune întrebarea, că răspundem. Ana Maria Barta întreabă, dacă se screme foarte mult, poate face hernie ombilicală? Un copil de cât? Bun. Ana Maria spune, nu știu, un nou născut, dacă se screme foarte mult. În general, orice presiune abdominală poate să crească șansele să se mărească o hernie. Acum, hernia la majoritate este acolo, mai mică sau mai mare. Că suntem tot la categoria hernie, Oana Claudia zice, la hernia inghinală bilaterală sunt șanse să se retragă măcar într-o parte la un bebe născut prematur. Dacă nu se retrage până la un an jumate, clar e de operat. Da, chiar un canal inghinal, dacă este, rămâne permeabil după un an, hai un an jumate, poți să-l lași. Acum la un bebeluș prematur care deja are și trebuie urmărit să nu facă complicații. Deci trebuie să-i facă cineva o ecografie de canal inghinal și testiculară și să vadă care e situația acolo. Am înțeles. Oana, sper că ești încă aici și că ai auzit sfatul Anei. Rodica Oancea zice, bebe de 10 zile, la degetele mari de la picioare, are unghiile încarnate. Cum putem gestiona corect? Asta nu știu dacă ține de neonatologie. Da, stai mai mult de chirurgie, încercați să fie tăiate corect. Probabil că tot un chirurg o să vă învețe cum să le tăiați corect ca să nu mai ajungă încarnate de fiecare dată. O să vi le descarneze la chirurgie, dar trebuie după aceea să aveți o tehnică corectă de tăiere a unghiilor ca să nu ajungeți din nou în aceeași situație. Ana, zicea mai devreme că tu ești și consultant IBCLC.
Da. Și cred că sunt puțini totuși medici neonatologi care sunt și consultanții IBCLC. Da, eu m-am făcut pentru că am fost frustrată după primul copil. Când eram, eu am pe 4 ani de pediatrie, am făcut neonatologia și eram proaspătă mămică și fetița mea m-a pus la punct. Deci, da, și am, după aia m-am certificat pentru că am încercat să-i fac program prima lună, am încercat să-i și fac toate lucrurile care le știam eu ca medic. Da. Și nu au, ea nu a vrut acest Da. lucru, iar la o lună când a avut puseul de creștere, pur și simplu nu aveam cum să o las de la sân. Nu aveam cum. Eram peste tot cu ea la sân și mi-am dat seama că de fapt asta e soluția. Ce simplu, nu? Da. Cu toate școlile tale și-a venit o mogâldeață și ți-a arătat de fapt care e adevărul. Da. Dar foarte bine că ai avut deschiderea să primești. Știi, să primești Da, lucrurile. când ai copiii tăi, să știi că ai tendința să te informezi mult mai mult și ca medic te informezi, clar, că vrei să fii în top, vrei să fii acolo sus. Dar când sunt copiii tăi în joc, citești tot. Așa este, da. Și eu, când am fost în anumite situații, am zis, încerc orice, pastile cu zahăr, uleiuri esențiale. Orice care poate să funcționeze, sunt dispusă să, și nu face rău, bineînțeles, sunt dispusă să încerc. Dacă toți suntem pe subiectul alăptat, Loredana Lore întreabă ce ne puteți spune despre greva subtului. Greva subtului are totdeauna o cauză subiacentă, da? Fie că este un reflux, fie că este la o etapă de dezvoltare, un salt mental în care este interesat copilul pur și simplu de altceva, fie că este de vorba de o faringită, fie că s-a speriat că mama a țipat poate când l-a alăptat. Deci totdeauna există o cauză, da? Adică trebuie căutată cauza, nu las că o să treacă. Las că o să treacă. Da, la unii trece perioada după o lună, două, dar nu știu dacă te țin nervii atât. De exemplu, la un reflux, poate nu o să treacă cauza, da? Dacă a avut o faringită, într-o săptămână ai rezolvat problema, a trecut. Da. Da, foarte important, de corect. Mari, apropo de bebelușii care vomită în jet, din ce cauză vomită în jet bebelușii? Zice că al ei este hrănit cu lapte praf și uneori vomită imediat după masă sau la o oră după masă. Aici sunt foarte multe cauze. Da? Poate să fie că este hrănirea cu biberonul incorrectă. Lumea nu știe să hrănească copiii cu biberon, cu biberonul. Este o metodă, se numește paste bottle feeding. Biberonul nu se ține pur și simplu așa, se ține orizontal și copilul în sus. Da? Deci copilul este aici, așa îl ținem și biberonul este așa. Nu este așa. Da? Asta este una din cauze, cea mai banală. Poate să fie un reflux patologic, poate să fie o hipertrofie de pilor, poate să fie o alergie alimentară care să producă un reflux așa puternic. Sunt foarte multe cauze. Dar trebuie să o luăm de la simplu la complicat. Da, cel mai simplu este o hrănire incorrectă cu biberonul. Ok. Și lumea nu știe să hrănească cu biberonul. Nici, nicăieri în maternități eu n-am văzut o hrănire corectă cu biberonul. Da. Uite, Dumitrița Popovici tot întreabă despre un bebeluș de 2 săptămâni care se îneacă la sân și pe urmă regurgitează dacă nu reușește să râgâie. Ce să facă? Păi, probabil că are un flux puternic la sân. Trebuie luat din când în când, întrerupt și bătut pe spate. Cu cât coloana de lapte deasupra aerului este mai mare, cu atât o să dea mai mult lapte afară. Da? Dacă încercăm să luăm copilul sau când vine fluxul acela mare, putem să detașăm un pic copilul, să liniștească un pic și îl mai punem din nou la sân. Da? Îl mai întrerupem. Copiii care mănâncă și mănâncă lacom pentru că le vine mult lapte, poate. Da? Și aceia nu au de ales. Adică ori înghit și respir, ori nu mai respir. Și atunci trebuie să înghită, să înghită, să înghită, la un dat se neacă. Da? Îi mai temporizăm, îi luăm de la sân, îi mai batem, ne mai scoatem aerul, îi mai punem. Încercăm să stăm pe spate, să nu le mai vină fluxul atât de mare. Poate să detensionăm un pic sânul înainte. Acum, nu știu, există multe, multe feluri. Există și metoda block feeding, dar nu știu dacă este cazul. Da?
Ioana Zlotea zice că bebelușul ei a avut acnee, care acum e aproape dusă, dar la o sprânceană au rămas niște zgânci, cojițe galbene destul de proeminente. Trec de la sine sau trebuie să facem ceva? Ai dermatita seborică, care poate să apară și pe sprâncene, nu mai pe scalp. Da? Și aia poate să persiste mult și bine, și Și până de la 2-3 ani. În principiu, poate să o hidrateze cu vreun ulei, un ulei de măsline, să zicem, să o lase acolo și să încerce după aceea să spele și ce freacă cu prosopul și să ia. E ok, nu forțăm. Ok. Livia Sandu, o întrebare. Am luat lecitină din soia pentru desfundarea canalelor. Îl poate afecta hormonal pe bebe? Lecitina din soia toată lumea o ia. Lecitina majoritatea din soia, cea de floarea soarelui, doar se găsește pe internet de comandat. Anca Leuștean, Decât dacă nu are alergie la soia. Acum, asta e altul. Da, corect. Bun venit, Anca, sper că mai ești cu noi. Zice, bebe de o lună are un hemangiom la ochi. Se estompează când doarme și reapare când plânge sau când e deranjat. Am citit pe net că astfel de hemangioame nu dispar niciodată 100%. Ați întâlnit copii cărora să nu li se vindece? Nu e vorba de vindecat. Astea sunt niște vase de sânge mai superficiale. Persoanele mai blonde sau cu o piele mai deschisă la culoare, toată viața lor, da, o să fie. Am prietenă care atunci când plânge sau e supărată, îi apare veul din frunte. Și ăsta este hemangiomul ei de când e și băiețelul ei are la fel. Hemangiomul, un ve în frunte. Da, poate să persiste mult timp. La persoanele brunete mult mai rar, pentru că pielea este mai închisă, pigmentul este mai acoperă mai bine. Da? Deci nu este vorba de vindecat, nu e nimic de vindecat aici. E Nu este ceva o ce boală. putem face să ajutăm să se estompeze mai repede? Și nu este o boală, exact cum Nu zice. este o boală, nu. Există niște vase de sânge normale care au o piele subțire și deschisă la culoare deasupra. Super. Sunt foarte multe întrebări, mă bucur că sunteți așa active și sper că este utilă discuția noastră. Eu mi-am pus deja un genunchi în brațe, îmi face foarte mare plăcere. Maria Mirxov zice, la un bebeluș de 11 luni e posibil să îi se retragă hernia ombilicală. Citisem pe internet că până la un an se retrage de la sine, el are hernie mică. În cazul în care nu se retrage, trebuie operat. Deci, eu ce știu eu este că nu știu dacă s-au schimbat acum ghidurile, că până la 3 ani de obicei nu umblăm la o hernie. Da? Pentru că se întăresc mușchii foarte mult din experiența copiilor mei după 1-2 ani. Da? Se schimbă foarte mult și poziția corpului și se lungesc și proporțiile corpului și lucrurile se schimbă. Da? De-aia nu intervenim așa. Vă dați seama că dacă pe vremuri trebuia să intervină toți, am fi fost operați de hernie ombilicală. Adică, nu-i. Da, corect. Am alăptat o lună, zice Ilie Ioana, și copilul îmi vomita în jet laptele de la sân, iar laptele praf nu l-a vomat niciodată. Care să fi fost cauza? Poate exista o alergie la vreun aliment care îl mâncai tu, asta poate să fie patologic. Nu știu cât de bine sugea la sân, că e de văzut și chestia asta, cum se atașa la sân și cât mânca, poate îi venea foarte mult flux și atunci vărsa surplusul. Nu știu, asta e tot așa, e de văzut. Da. Ana, spune-mi unde te pot găsi pacientele. Pe clinica de alăptare. Da, eu fac și vizite la domiciliu și pe clinica de alăptare poate să fac o programare la mine. Super. Uite, tot o întrebare de alăptare. Andrei Raluca, băiețelul meu de 4 luni jumate, după ce suge, începe să se agite și scoate sânul, se arcuiește și începe să plângă. Care este cauza? Trebuie să mă ridic în picioare ca să-l liniștesc. Probabil un reflux, arcuirea pe spate. Sau poate să fie și saltul mental în care pur și simplu nu mai vrea să vadă în jur și adică îi se pare că pierde timpul dacă se hrănește și nu vede lucruri. Dar în general arcuitul, mai ales la un bebeluș mic, arcuitul pe spate, reflux.
Ia uite o întrebare care o să-ți placă. De la Anila Ali Anila, recomandați hrănirea mixtă în cazul gemenilor? Înțeleg că are doamna o fiță și un băiat. E posibil să nu se sature cu laptele de la sân? E posibil și există și mame care au asta, țesut glandular insuficient și atunci, da, orice cantitate cât de mică de lapte matern este bună și suplimentăm cu lapte praf. Laptele praf nu e un bau-bau când e nevoie de el. Corect. Eu nici nu pot să-mi imaginez cum este să hrănești exclusiv gemeni la sân, să-i alăpezi exclusiv. Deci, nu știu, cred că altceva nu mai ai cum să faci. Și nu mă refer la altceva, să te duci la mall să-ți cumperi mărgele, dar altceva gen duș spălat pe dinți, cred Exact, da. că este cu totul altă ligă de alăptat. Da, trebuie să ai marea baftă să, nu știu, să poți să-i alăptezi poate pe amândoi, să se atașeze bine, amândoi să vrea în același timp, să știi, să se alinieze planetele ca să fie totul și să ai și un pic de timp liber. A ști, de multe ori este când adorme unul, se trezește celălalt, tu vrei să te culci, a dormit al doilea, s-a trezit primul și tot așa e. Da. Da. Uite, zice mulțumesc. Da, Ali, Anila, ținem pumnii și ești minunată că alăptezi oricât ar fi, Da. este foarte bine. Ioana Ilie zice, băiatul meu are 6 săptămâni și nu prea doarme ziua. Care ar fi cauza? Să fie colici? Puseu de creștere? Există puseu de creștere? La 6 săptămâni, cel mai probabil este un salt mental în care ei au foarte mult somn superficial. Și somnul superficial înseamnă că nu dorm decât în brațe plimbați, deci un sistem de purtare o să fie divin. Trebuie să vă chinuiți să adormiți un copil care a stat mai mult de o oră jumate treaz, pentru că după aceea, într-adevăr, o să-i fie foarte greu să adoarmă și poate să plângă nu de foame, nu de colici, ci de oboseală. Asta e unul din motivele de plâns isteric pe care părinții nu știu, oboseala, suprastimularea și oboseala. Îmi vine și mie să plâng câteodată și nu mai am 2 săptămâni, 6 săptămâni de oboseală. Da. Hai să vedem ultima întrebare de la Andreea Cristescu. Sper că mai ești cu noi, Andreea. Bebe cu edem limfatic la mânuța stângă. Nu am descoperit care ar fi cauza. Asta, cu siguranță nu ai suficiente date. Nu, da, aici trebuie văzut și de un chirurg, trebuie făcute multe investigații, foarte multe investigații și imagistice și să-l vadă mai multe specialități. Da? Deci oricum nu trebuie lăsat. Nu, 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 în niciun caz. Ok, super. Dacă este ceva important, Ana, ce ai vrea să spui doamnelor care ne urmăresc, care nu a fost întrebat? Păi, având în vedere subiectul de astăzi, păi, spălați copiii, dar nu exagerați, deci totul este cu moderație. Niciodată nu umblați la niște lucruri care nu știți ce sunt. Întrebați pe cineva și vedeți dacă aveți voie să umblați acolo. Și aici mă refer la orice pustulă, la orice sân mărit. Întrebați pe cineva. Și în rest, nu vă alarmați. Criza genitală, cum apare, așa dispare. Nu aveți ce să-i faceți și dacă aveți o toaletă bună, nu aveți de ce să vă faceți griji. Super! Bine, păi cred că asta au fost. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Am stat de vorbă cu doctor Ana Enache, medic specialist neonatolog și consultant IBCLC, o găsiți pe clinica de alăptare. Am fost live pe webinarile Social Moms și pe medicentrum.ro, care este o platformă de telemedicină. Dacă aveți nevoie de vreun medic vreodată și nu vreți să vă înghesuiți pe la ușile cabinetelor cu alții pacienți bolnavi, medicentrum.ro și acolo găsiți o grămadă de medici buni. Dacă vreți să citiți ceva drăguț, eu vă aștept pe și blondelegândesc.ro și gata, cred că ne putem lua la revedere. Urmăriți live-urile de pe Social Moms, sunt în fiecare zi.
au câte o altă temă și vă invit să vă înscrieți și în grupul de Facebook. Mulțumesc tare mult, Ana, și ne vedem săptămâna viitoare cu mine tot joi. Ciao! La revedere!